Salutare, YouTube! Ce faceți? You motherfuckers! Să română. Flow. Da. Hai să facem treabă. Astăzi m-am întors de la Cluj, ieri am fost acolo. Am ajuns, astăzi m-am întors. Ieri a fost vineri, băieții ăștia de la BRAP au avut ceva întâlnire la Brașov. Am zis că să mă întâlnesc și eu cu motofilii și probabil cu Rager sau cine mai era pe acolo. Dar din păcate nu s-a putut, așa că asta este data viitoare. Astăzi m-am întors și venind pe drum m-am gândit să inițiez o campanie. Campania, e posibil să mai fi auzit la mine expresia asta, se numește cine taie curba, măsa-i curvă. E foarte simplu așa, ca idee. Cine taie curba, măsa-i curvă. Ceea ce în principiu e adevărat, adică, na. Mămicile tuturor celor care taie curbele au sub pula pe centură de vorba paraziților, dacă aveau capul de fier, rugineau de atâta muie luată. Vagabondele care le vezi în stradă, dacă aveau capul de fier, rugineau de atâta muie luată. Toată lumea știe, tăiatul de curbe este un sport național. Și toți șoferii români se cred sportivi. Și atunci, evident, taie curba. Toată lumea taie curba. Tăiatul de curbe, din punctul meu de vedere, e o problemă. Unul la mână, prietene, dacă nu ești în stare să ții un obiect cu care ai primit aviz că poți să circuli pe banda destinată circulației, bă, lasă-te de treaba asta. Adică de te-mi pizda, mă, te acasă, deci, e bun. Dacă nu ești în stare să nu tai curba, du-te în pizda, mătii. Mai încet. Sau du-te la garaj. Sau du-te cu avionul. Sau du-te în pizda, mătii. Sau cu trenul. Sau, nu știu dacă am mai zis până acum, du-te în pizda, mătii. Dacă nu ești în stare să nu tai o curbă, să mai spun o dată în caz că n-ați înțeles, du-te în pizda, mătii. Pentru că cine face chestia asta este un pericol public. Este un pericol public, așa se numește, pericol public. Tu vrei să iei o curbă și ăla vine cu două roți sau cu patru roți pe banda ta. O să faci o mișcare imprudentă, cum s-ar zice,
care te va duce ori sub mașină, ori în șanț, ori chestii de genul ăsta, pentru că ce să vezi, n-ai cum altfel. Pentru că cineva îți taie calea. Deci cineva îți taie calea de fapt. Intră în fața ta de pe contrasens cu mașina. Cum se numește acum în America, criminal driving. Criminal driving, așa se numește. Dacă conduci în felul ăsta, ești un criminal. Sunt youtuberi care conduc mașini și care fac recenzii la mașini. Și sunt mașini sport, adică sunt mașini care în principiu sunt făcute să meargă cum trebuie, să țină o trasă. Câte vreme tu ești capabil să alegi acea trasă. Evident, ei sunt incapabili să aleagă acea trasă. Sunt incapabili să conducă. Și atunci de ce futu-vă în gură sunteți pe drum? Din moment ce te apuci să faci niște filmulete în care să prezinți mașini, condus, motoare chiar și chestii de genul ăsta, nu ar fi probabil indicat să înveți cum se folosește volanul, ghidonul, accelerația, frâna, schimbătorul de viteze? Nu vi se pare logic și normal? Ca ăla care se apucă să prezinte o mașină, și vorba de mașini adevărate, de mașini serioase, mașini de mașini, să fie în stare să ia o curbă pe banda lui de mers, nu e normal. Mie mi se pare normal. De unde nevoia, din punctul meu de vedere, a unei campanii? Dacă tai curba, mă tai curvă. De ce ai vrea să tai curba? De ce ești un șofer care se filmează făcând recenzii la mașini șmechere și nu știu cum, și în același timp tu nu ești în stare să iei o fucking curbă? Și sunt youtuberi destul de mari care au vizualizări destul de multe. Iar chestia asta influențează publicul. Bă, prietene, de ce? Dacă ești incompetent, ce cauți? Ce cauți în mașină? E clar că ești incompetent. Adică, nu știu, trebuia o explicație de asta majoră, trebuia să se schimbe Constituția, că acum văd că se schimbă Constituția, ca să redefinim conceptul din dicționar de căsătorie sau ceva. Deci pentru astea. Deci ăsta e nivelul la care au ajuns oamenii în momentul ăsta, da? Schimbă, vor să bage definiția unui cuvânt în Constituție. Păi schimbați-l în Dex, în pula mea, dacă nu vă convine. Dar ce treabă are Constituția? Pentru că orice căcat de pe lumea asta vrea să fie el mare, șmecher natural. Și bă, frate, să-și bage el pula în Constituția unei țări. Da? Bun, la fel și aici. Orice căcat primește dreptul de a conduce o mașină pentru care evident nu are nici cea mai mică competență. Pentru că nu cred că trebuia să se dea o lege specială, eventual în Constituție să scrie că dacă vezi linia, dunga asta și dunga aia, tu când conduci trebuie să stai între ele. Deci nu cred că era nevoie de un articol în Constituție pentru chestia asta. Bă, ce să cauți pe drumul public în momentul în care nu ești în stare să iei o curbă la viteza la care mergi? Nu ești în stare? Mergi mai încet. Pune frână. Nu știu, adaptează-ți viteza la condițiile de drum, vorba poliției. Ei nu înțeleg ce înseamnă chestia asta, că și poliția îi fac la fel. Adică să nu aveți impresia că poliția nu taie în curba. Nu, și poliția taie curba, pentru că și ăștia sunt niște incompetenți.
Pentru că sunt niște incompetenți. Nu în totalitate, dar mă rog. Dar deci nu cred că era nevoie de fucking lege care să-i spună oricui om de pe planeta asta care a făcut o școală de șoferi și are un carnet, bă, prietene, trebuie să stai între dunga asta și dunga asta când circui pe drum. Deci nu cred. Pentru că dacă după toată școala de șoferi, condus un an de zile și pază de genul ăsta, cineva trebuie să-ți spună chestia asta, bă, ești un incompetent, bă, ești un cretin, bă, ești un retardat și locul tău este la persoane cu dizabilități, da, de-aia tot se pun pe locurile de handicapați, pentru că își recunosc calitatea de handicapat. Este vorba de handicapat mental. Adică, nu zic că se trage de la guță sau chestii de genul ăsta. Nu, se trage de la masa și de la tatăsul care a fost la rândul lor niște cretini și care nu au avut altceva ce să facă decât să se reproducă. Da? Ai apucat să schimbi și a treia? Ce? O dată? O dată nu mai schimbat a treia? Păi prin oraș, dia, de-aia te-am dus pe drumul ăla lung, acolo treia să-i dai și să fii tot cu 30 pe oră ai venit, sau cum? În a doua 110. Am înțeles, dar de-aia te-am dus încolo, acum obișnuiește-te, mai vezi și cum e că-l schimb. Da, cum era drumul ăla, că era un drum drept, de vedeai... Nu știu, cam cât îți trebuie, cam vreun an, doi, ca să treci de faza asta cu a întâia, a doua, prin ăla, ca să știu așa cum îmi planific lecțiile. Cheia-o lasă aici, nu ți-o trebuie. Să mergi și cu pace. Unde te duci așa? Fucking boss, dar nu vezi că vine omul cu mașina în puii mei. Dă-ți jos casca de pe cap. Unde te-am găsit?